Președintele Asociației numărul 21, Zorilor Gheorghe Irimie, a solicitat lămuriri șefului administrației publice locale în privința penalităților calculate proprietarilor de apartamente care înregistrează datorii. Mai exact, acesta a dorit să afle dacă penalitățile sunt sau nu suportate de proprietari. 210 milioane sunt restanțe la zi și 150 de milioane aproape, 150 și ceva de milioane penalități. Locatarii uniți sărind în sus majoritatea, tot până în toate feluri, începând la primar și vreți. De asta să știți așa de ani, da. E, ca să știți așa. În plus că ei, dacă plătesc la zi cheltuielile, penalitățile au fost la primar, au spus că se scapă. Și care primar? Cine le plătește penalitățile? Ei! Ei! Dar dumneavoastră au spus că au fost la primar. Domnul meu, și eu m-a dat, ne-a spus aseară că sunt cel mai frumos în oraș, dar n-am vorbit la telecomandă. Deci aceste penalități trebuie suportate tot de proprietari, cum plătești penalități la Teon Gaz, energie electrică, la cablu, la TV, la ce vrei mă dat. La toți plătești penalități, ei trebuie să plătească. Deci numai e total datorii. Când e compus debitul ăsta, cum se cheamă el, din datorii și din penalități, o singură datorii. Ei trebuie să plătească. Președintele grupării de asociații numărul 23 plus 27 din cartierul Opcin, Nicolae Mătăsaru, a ținut să destindă atmosfera și a venit cu o propunere ghidușă. Asociațiile de proprietari să-și prezinte răuplatnicii în cadrul unor emisiuni TV contra cost. Propunerea vizează o modalitate de a-i determina pe datornici să se rușineze și să-și achite restanțele. Să organizăm, să cerem la colaboratorii noștri, nu știu cum să le spun, colaboratori din mass media, spațiu de antenă, îl plătim fiecare asociație care vrea să plătească. Pentru că populația majoritatea datornicilor, nu văd, ești deja, trebuie să-mi dai și mai mult nimic. Deci presa, luați aminte, mă rog, se programează asociația proprietari contra cost la emisiunea televizor, da?